Nu doar gospodinele s-au pregătit pentru Paște, ci și edilii care și-au înfrumusețat orașele. La Pitești, municipalitatea a amenajat în fața primăriei un spațiu cu simbolurile pascale. Cea mai mare atracție o au cei mici pentru urechiații care așteaptă să primească din mânuțele lor morcov sau varză. Pentru al patrulea an consecutiv a fost amplasat și un ou gigant îmbrăcat în mii de mărgele colorate. Și în fața primăriei Mioveni, iepurașii și ouăle simbolizează perioada pascală. Copiii se înghesuie să-i hrănească pe drăgălași și iepurași, doar le vor îndeplini dorințele. În principiu, pentru copii sunt foarte frumoase. Și pentru noi este mare. Cocoș, iepurașii, cocoșii și ăștia. Bibilicile? Ce vrei să aducă iepurașul anul acesta? O păpușă.